Un bărbat de 35 de ani a fost prins de oamenii legii cu 50.000 de țigarete fără timbru în portbagajul mașinii. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să dea socoteală pentru ceea ce a făcut. În fapt, la data de 13 august 2024, polițiștii orașului Gătaia au oprit pentru control pe strada muncitorilor un autoturism condus de către un bărbat de 35 de ani. În urma controlului efectuat în interiorul portbagajului autoturismului, polițiștii au descoperit 5 baxuri de țigări, reprezentând 50.000 de țigarete nemarcate fiscal cu un timbru autohton provenite din contrabandă, fiind prejudiciat bugetul consolidat al statului. Țigaretele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și luării măsurilor legale care se impun. În urma probatorului administrat în cauză, la data de 13 august 2024, bărbatul de 35 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș, transmit reprezentanții IPJ Timiș.